Așa cum ne-au obișnuit deja, micuții din cadrul Golden Land fac tot felul de activități, care mai de care mai interesante. De această dată, cei mici au sărbătorit Halloween-ul într-un stil cu totul și cu totul inedit. De Halloween a fost petrecere pe cinste la Golden Land. Copiii au avut parte de câteva ore pline de voie bună și de multe surprize. Care este simbolul Halloween-ului? Dovlecii. Și ați sculptat astăzi dovleci? Da. În ce te-ai costumat tu? În pisică neagră. Astăzi m-am costumat într-o vrăjitoare. Cum de ți-ai ales această costumație? De unde te-ai inspirat? Păi, fiind Halloween-ul, m-am gândit în ce poți să te costumezi în Halloween. Și m-am uitat la modalități pe internet și am găsit vrăjitoare. Și am zis, hai să mă îmbrac și vrăjitoare. Ce activități ați făcut astăzi? Păi, astăzi am dansat, am făcut foarte multe activități. În ce te-ai costumat astăzi? Într-un vampir. Cum de-ai ales această costumație? Păi mi-a dat-o mama mea în ghiozdan și la after m-am schimbat în ea. Ce activități ai făcut astăzi? Păi am colorat, m-am jucat cu colegii. Ce costum ți-a plăcut cel mai mult dintre cele ale colegilor tăi? Adevrăjitoare. Cei mici au strălucit în lumina reflectoarelor, asta după ce și-au pus creativitatea și imaginația la încercare, venind îmbrăcați în fel de fel de costume înfricoșătoare. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Full secund. Colegii tăi în ce s-au îmbrăcat, în ce s-au costumat? Unul soldat, unul supererou, unul luptător. Cum de ți-ai ales această costumație? Unde ai văzut-o? Am ales-o pentru că mi-a plăcut cel mai mult, că sunt la karate. De cât timp ești la karate? De 2 săptămâni. Ce v-ați costumat voi astăzi? Învrăjitoare. Cum te v-ați ales această costumație? Mie mi-a plăcut pentru că este înfricoșătoare. Mie mi-a plăcut pentru că e foarte frumoasă. Cum ți s-a părut? Foarte bine. Ce activități ați făcut? Ai sculptat dovleci? Am colorat, am spus legendele de Halloween. Și în ce ești tu costumată astăzi? În buvnița din Eroi în Pijama. Iar ca petrecerea de Halloween să fie completă, copiii au sculptat dovleci, străduindu-se să-i facă înfricoșători. Fiecare copil și-a prezentat costumul, aceștia au cântat și au dansat. Activitățile din cadrul after school-ului Golden Land sunt menite să le stimuleze copiilor creativitatea și lucrul în echipă. Golden Land After School este un proiect de suflet pe care l-am pornit cu scopul de a oferi educație de calitate atât copiilor mei, cât și copiilor dornici să aibă parte de experiențe inedite. Este un nou concept de after school, oferim educație de calitate, avem 6 cadre didactice și punem accent pe efectuarea temelor și învățarea interactivă a limbii engleze. La noi copiii vin cu drag, știu că e așteaptă surprize, iar după efectuarea temelor învățăm constant lucruri noi într-un mod distractiv. Petrecerea s-a încheiat cu o surpriză, o cameră 360, unde copiii s-au bucurat de niște momente unice.